Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la citirea pentru previziunile energiei lunii ianuarie 2023, care se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în pești. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături. Sper că ați avut un an liniștit și vă doresc, în egală măsură, să aveți un an minunat, magic și plin de lucruri bune și de realizări. Să aveți parte de iubire, de sănătate, de tot ce vă doriți voi mai bun pentru voi și familia voastră și, nu în ultimul rând, de vindecare. Haideți să vedem împreună ce ne aduce energia din luna ianuarie 2023 și care sunt mesajele Universului, ale Divinității pentru voi. Să gândim prea mult ne poate strica magia, ne poate încurca manifestarea sau poate strica frumusețea pe care energia o are pentru noi. Universul ne pune la dispoziție lucruri magice și de multe ori noi îl încurcăm. Și avem aici numărul 00, adică totul este posibil, absolut nimic nu vă stă în cale, în afară de gândul vostru. Deci, mare atenție! Sunteți pe o culoare a iubirii aici, sunteți pe plinul manifestării voastre. Sunteți efectiv infiniți și în fața voastră nu este nimic care să vă împiedice. Avem preotul, ceva tradițional. Voi puteți avea parte de tot ceea ce vă doriți. Posibil unii dintre voi să dărâmați niște bariere din acestea tradiționale sau să aveți parte de un început neconvențional așa. Îmbrățișați orice fel de schimbare pentru că foarte multe lucruri bune veți întâmpina începând cu luna ianuarie. Aici aveți o tristețe. Unii dintre voi vă gândiți cu lipsă de încredere către ceva din trecutul vostru care a contat foarte mult pentru voi. Acum este momentul să gândiți un pic neconvențional și să, știți expresia, să gândim outside the box, să gândim în afara sferei noastre, da? Să ne ridicăm puțin deasupra problemei, pentru că foarte multă analiză, foarte multă răstălmăcire a gândurilor vă încurcă magia și potențialul vostru aici, al abundenței voastre. Iată, iubitul, amantul, iubita, amanta, cum vreți voi să îi spuneți. Vă gândiți la cineva rămas în trecut sau în timp ce voi sunteți triști pentru o cauză tradițională sau pentru ceva ce ați avut foarte mult timp în viața voastră, ceva nou apare aici în iubire pentru voi și pentru că sunteți cu spatele, puteți rata șansa și noroc. Foarte mult noroc. Iată, începând cu luna ianuarie, dragii mei, veți avea parte de foarte mult noroc, abundență pe orice plan, la orice nivel, dar mai ales în relația voastră de iubire. Fabulos! Să vedem ce ne spun și cărțile. Plan financiar și plan emoțional. La relație, ha, magicianul. Magie, magicianul, nimic nu vă stă în cale, în afară de gândul vostru, exact cum spuneam. Uitați cât sunt de potrivite cărțile. Magicianul, gândurile, preotul, discuția și închiderea. Tristețe. Uitați cum sunt. Dragii mei, vă regăsește luna ianuarie, asta e cea mai puternică carte, am văzut-o prima. Magnetici,
cu posibilități infinite. Efectiv, absolut tot ceea ce vă gândiți voi acum poate deveni realitate. Evident, dacă știți să lucrați cu legea atracției și a rezonanței și știți cum să vă schimbați frecvența și vibrația dintr-una joasă într-una înaltă. Iată, avem aici un tipar, un tipar în care voi nu aveți încredere în voi, un tipar în care sunteți pe frecvența programului mental numerit, nu am încredere în mine, fac tot ce mi se spune în loc să fac ce vreau, să discut despre ce vreau și să nu mai închid ochii la lucrurile pe care mi le doresc, în fața lucrurilor pe care mi le doresc. Am aici potențial infinit, unde vreau să mă poziționez, jos sau sus. Alegerea mea, deschid ochii și văd posibilitățile din viața mea sau fac același lucru pe care l-am făcut și până acum. Sunteți în fața unui nou început stabil, dar trebuie să aveți o discuție cu cineva și să încheiați un ciclu karmic din trecut. Probabil că această poveste de aici trebuie încheiată, trebuie lămurită, dacă nu încheiată. Trebuie lămurită o situație care vă trage în jos și vă încurcă magia. Iată, puterea. Aveți puterea să treceți peste această piedică, pentru că pentru voi este o piedică, să știți. Aici puterea vorbește despre îmblânzirea bestiei sau despre a prinde curaj, despre a fi neînfricat. Am o inimă aici și cartea corespunde leului, care vorbește despre voința sufletului, despre a-mi vedea valoarea. Toți suntem royali, regali, într-o anumită măsură, iar voi nu vă poziționați acolo, voi vă poziționați modest în această relație. Șapte de bâte. În sfârșit îți porți cuvântul, în sfârșit te hotărăști să te aperi sau în sfârșit te hotărăști să nu mai fii o victimă. În sfârșit lupți pentru ceea ce îți dorești. Pentru toți valabil mesajul, dacă sunteți singuri, în sfârșit reușiți să ieșiți din starea voastră de până acum și să cunoașteți pe cineva care să vă facă să vă simțiți regele lumii, neînfricați. Dacă aveți o relație la distanță și în separare, pentru că avem aici roata, în sfârșit puteți clarifica ce se întâmplă în relația voastră, să știți și să mergeți mai departe, pentru că vă deblocați această frecvență a abundenței. Iar dacă sunteți într-o căsnicie unde nu sunteți tratați corect, atunci aveți ocazia să vă eliberați sau să vă recâștigați locul la masa rotundă. Regele de spade vorbește despre a fi clar, lucid, înțelept și despre a vedea imaginea din toate unghiurile, imaginea de ansamblu, imaginea întreagă. Asta este energia voastră, dragii mei, și asta va trebui să faceți, să aveți curaj și să vorbiți clar, argumentat, lucid și coerent despre tot ceea ce vă doriți, pentru că tot ce se întâmplă în gândul vostru aici veți atrage. Dacă vă lăsați doborâți de gândurile voastre și de scenarii pe care voi le aveți în minte, le veți materializa. În loc să materializați bucuria și norocul, veți materializa tristețe. Doi de monede. Cântăriți bine, gândiți-vă bine. Vă regăsește ianuarie în anul ce urmează, cântărind opțiunile. Va trebui să luați o hotărâre dacă faceți stânga sau dreapta. Trebuie să vă urmați pasiunea. Trebuie să aibă legătură cu sufletul vostru. Nu poate fi nimic de compromis aici. Iată, 8 de bâte se repetă. Veți primi niște mesaje sau aveți acum ocazia să transmiteți niște mesaje, să purtați o discuție sau să vă mutați sau să vă schimbați locul, casa, țara și așa mai departe. Voi sunteți destinatarul universului, universul vă trimite magia. Voi sunteți destinatarul aici, prin toate căile sunteți împinși către noroc și către stare de bine și către relație de suflet. O alegeți? Să vedem. O carte aici. Adicție, codependență, obsesie, posesivitate, control, constrângere. Posibil unii dintre voi să fi fost într-o relație de compromis anterior sau unde nu ați fost tratați cu iubire sau așa cum vi se cuvenea sau așa cum meritați. Și atunci aveți această ocazie acum să ieșiți
din această constrângere, din această relație, poate pentru unii dintre voi toxică sau de codependență, sau poate pentru unii dintre voi de lipsă de încredere și să mergeți mai departe, pentru că Universul v-a ales ca destinatar să manifestați magia. Trebuie să intrați în vibrația regelui de spade și să vă detașați emoțional, să gândiți limpede și obiectiv pentru a ajunge către norocul vostru, la acest tip de energie unde puteți avea parte de iubire. Cineva este în permanență lângă voi care vă iubește, după colț, la stânga, la dreapta, dar nu vă întâlniți din cauza tristeții și a gândurilor voastre. Pe plan material avem 2 de cupe, 5 de cupe, 4 de cupe, 10 de spade și regina de monede. Pe plan material, trebuie să vă schimbați locul de muncă din ce văd aici sau sunteți ajunși la saturație, nu vă mai place nimic din ce faceți și căutați o nouă cale de a face bani sau un nou serviciu. Văd aici domenii din acestea de tip restaurant sau, nu știu, posibil pentru unii dintre voi housekeeping sau lucru customer service sau educație ceva. Evident, pot fi multe altele decât cele enumerate, dar văd că ați ajuns la final și că trebuie să faceți un salt în carieră, în serviciul vostru. Aveți experiență să aplicați pentru alte roluri, aveți experiență să ajungeți din nou să faceți ce iubiți și ce vă place, dar asta înseamnă că trebuie să ieșiți din această stare, din această frecvență în care ne plângem. Ce m-am săturat? M-am săturat, ok, gata, am terminat, întorc spatele și am plecat și schimb, fac o schimbare, nu vine nimeni să mă salveze, eu mă salvez pe mine. Dama de monede este mama tuturor răniților, așa, și s-ar putea ca voi să fiți ușor epuizați, să fi făcut mai mult decât este cazul. Pentru alții dintre voi, nu vreți să faceți această schimbare sau vă este greu să o faceți pentru că lucrați cu persoana iubită și asta ar însemna să nu vă mai vedeți. Și, drept urmare, mă tot gândesc, mă tot răzgândesc, stau aici că. Voi știți de ce. Iată, Marea Preoteasă vorbește despre știu exact ce am de făcut, dar rămân. Eu știu adevărul, știu care mi-e drumul, dar cumva n-am curaj. Asul de spade spune, este un moment să iei o decizie, pentru că de acum înainte pentru tine situația se schimbă. Este momentul să gândești clar și obiectiv, este momentul să semnezi niște acte. Unii obțineți o viză, unii cetățenie, unii vă schimbați țara, vă faceți acte, implică chestii birocratice, dar legale, de lucrat cu legea, de făcut acte, contracte de muncă și așa mai departe. Deci este un moment extraordinar de bun să porniți deja la treabă. Cavalerul de Băte vorbește despre mesaje care vă vor bucura, care sunt cu pasiune sau persoana iubită este peste hotare și atunci vă cheamă acolo și voi mergeți. Sau aceste mesaje care vin rapid și iute pentru voi, către voi și trebuie să luați o hotărâre acum. Să produceți o schimbare pentru a vă fi bine. Aici am tot un fel de codependență, cel care aleargă, frica de abandon. Deci, mi-e frică să nu rămân pe drumuri dacă fac această schimbare. Mi-e frică să plec de aici, chiar dacă nu-mi place, măcar știu că îmi câștig traiul și pâinea. Of, dragii mei, asul de spade aici spune, este timpul să faci pași înainte, indiscutabil, îți blochezi abundența și norocul. Schimbi locul, schimbi norocul. Iar pe plan emoțional, superb, superb. Am masul de cupe și steaua. Predestinare, iată. Norocul, drumul meu, iubitul, iubita, cineva în relația mea, asul de cupe și steaua. Dar până ajunge acolo, eu trebuie să mă vindec de acest sabotaj al gândurilor mele. Mă sabotez și nu am încredere sau îmi fac scenarii. Peștii sunt guvernați de Jupiter și co-guvernați de Neptun. Neptun este maestrul iluziilor. Peștii se pierd în gânduri. Vă îndemn să aveți curaj. Vă pierdeți în gânduri și în idei. E nebuloasă de multe ori în minte. Nu e nimic clar. Ei, iată că de această dată vi se spune clar, calm, obiectiv,
Gândește limpede la ce ai de făcut. Gândește limpede la ce ai de făcut. Nu te mai sabota. Gândește limpede la ce ai de făcut. Nu te mai sabota. Știi ce ai de făcut. Nu te mai sabota. Ia o decizie odată. Pentru că vei fi împlinit. Pe partea de iubire. Clar, vei cunoaște pe cineva care îți va face invitații, declarații și așa mai departe. Se creează liniile temporare de la univers, se creează șansele și ocaziile pentru tine să-ți întâlnești iubirea de suflet. Este predestinare, dorința ta se poate îndeplini. Cea mai mare dorință ta, începând cu ianuarie 2023, se poate îndeplini. Ce ai de făcut pentru a o atinge? Nu mai încurca prin gânduri și prin credințe proprii și tipare vechi universul. Schimbă-ți modul de a gândi, gândește cu optimism, gândește pozitiv, gândește cu încredere, citește despre legea atracției, cum se folosește, cum materializăm, cum să fim recunoscători pentru ce avem și așa mai departe. Pasărea Phoenix, nouă fază în viața ta, renaștere, transformare, creștere, schimbă-ți mintea și modul în care gândești, ești pasărea Phoenix, dragul meu născut în semnul pești, ești pasărea Phoenix, este o energie care te împinge, îți dă brânci universul de la spate și te aruncă în fața norocului, trebuie doar să te deschizi. Talismanele. Iată cifra 8. Planul fizic stabil, banii stabili. Se stabilizează planul financiar. Am crede în iubire, nu mai încurca universul cu gândurile. Am inițiala N, care înseamnă nou sau nume sau țară. Am semnul scorpionului, Phoenix. Trebuie să moară ceva vechi și să se nască ceva nou. Și vorbim de tipare, de fel de a fi. Am taurul, care vorbește despre bani și despre valoare și despre noroc și despre abundență. Am săgetătorul, care vorbește despre extindere, despre străinătate, despre studii în alte, despre cercetări în alte, despre dezvoltare personală, despre trezire spirituală și așa mai departe. Și iată ce facem noi aici, avem o vrăbiuță în colivie, adică nu avem încredere, rămânem tot unde suntem, lasă că om vedea ce-o mai fi și așa mai departe. Singuri. Stăm aici, în colivie. Avem norocul, chior, uite-l. Și avem roata destinului, uite-o. Destinul ne ajută și ne poartă acolo unde trebuie. A trebuit să ne trezim din somnul ăsta. Of. Sunt niște cărți fabuloase, dragii mei. Profitați de energia aceasta. Ca semne astrologice, la relație... Avem așa, gemeni, foarte puternic, taur, din nou gemeni, săgetător, leu, foarte puternic, săgetător, din nou, capricorn, toate semnele de aer, dar mai puternic vărsătorul, săgetătorul și săgetătorul, foarte puternic, elementul de foc, extinderea, iată, e săgetătorul aici. Este momentul să mă extind și să scap de codependență și de a mă vedea mai mic decât sunt. La planul financiar avem așa, scorpion foarte puternic, gemeni, toate semnele de pământ, dar mai predominant taurul și am și aici taurul. Așa, peștii. Toate semnele de aer, dar mai predominant balanța, berbecul și racul. Iar la starea emoțională sau de sănătate, la sănătate vine anul cu vindecare, aveți două cărți de vindecare. Vă veți vindeca mult mai rapid de absolut orice provocare. Vă veți reface mult mai repede. Am vărsător foarte puternic.
Am vărsător, două cărți de vărsător, toate semnele de apă, rac, scorpion, pești, pești și gemeni. Și energie de aer, iată, foarte puternică, gândul, gândul. Deci ce veți avea voi în gând, aia se va emite, focul materializează, este elementul creației pure. Atenție la gânduri, eu vă doresc un an minunat și magic, aveți un potențial aici superb, este o citire în urma căreia mi-aș fi dorit să fiu pești, să am totul la picioare și să depindă doar de mine. Cum văd situația? Vă îmbrățișez pe toți, vă urez la mulți ani să aveți un an nou minunat, plin de iubire, de realizări și de vindecare. Să fiți bine și să ne reauzim sănătoși. Pa, pa!